Dacia prezintă la salonul de la Frankfurt noul model Duster. Acesta aduce un confort în plus și modificări la exterior. Mai mult, spune constructorul, noul Dacia Duster vine cu mai multe echipamente la același preț. Dacia oferă și diverse posibilități de personalizare prin intermediul unei game largi de accesorii. În mai puțin de 3 ani, din seria Dacia Duster s-au vândut peste 400.000 de mașini. Noul Duster completează o gamă ce a adus Daciei un important succes comercial, Dacia fiind marca auto cu cea mai mare creștere din Europa, plus 18% în primul semestru, față de aceeași perioadă a anului trecut, și aceasta în contextul unei evoluții puțin favorabile a pieței.